Severinenii nu s-au grăbit deocamdată să vină la casele de pariuri, însă cei care au făcut-o îl au ca favorit pe Lucian Bute pentru meciul din această seară. Gala Campion pentru România are loc sâmbătă seara la București. Lucian Bute va pune pentru prima oară în luptă titlul de campion mondial în țara sa natală. Adversarul său este francezul Jean-Paul Mendy. Severinenii, chiar dacă nu au pariat, îi țin pumnii și sunt convinși că Bute va câștiga în această seară în fața francezului Mendy. 100%. Ați pariat pe el? N-am cu cine, dar pariez dacă e nevoie. Cred că câștigă, da. De ce credeți asta? Aveți încredere în el? Am încredere, da. E ambițios. Ați paria pe el, dacă ar fi? Păi aș paria, chiar dacă el a obișnuit în sălile acelea cu 15.000 de spectatori, dar cred că o să câștige totuși. E bine pregătit, are motivație în țara lui și e susținut de toate toți cei care vor viziona meciul. Cred eu, asta e părerea mea, sigur. S-ar putea să fie și un meci nul, dar cred că aranjamentele sunt clare. Conform regulamentului, protagoniștii meciului au avut de trecut de cântar. Lucian Bute a cântărit 80 de kilograme și 210 grame, limita acceptată fiind de 80 de kilograme și 700 de grame. Jean-Paul Mendy n-a avut deloc probleme cu greutatea la cele 75,3 kilograme ale sale. O embarcațiune special concepută pentru intervențiile rapide ale armatei a făcut astăzi primul tur pe Dunăre. Demonstrația o vedeți mai târziu în jurnal.